Bun, hai să mergem să vedem pe unde mai ajungem astăzi. Prima zi în Hunedoara. Voi sta aici aproape 5 zile. Iar astăzi merg să văd castrul, așezarea romană de la Micia, foarte aproape de Hunedoara. A fost un castru roman important, să zic așa, în această zonă, deși nu a avut statutul de municipiu, din ce știu eu. Cu toate acestea, așezarea respectivă avea terme și chiar amfiteatru. De fapt, eu merg să văd amfiteatru mai exact, pentru că din ce m-am documentat, înțeleg că se mai poate vedea cât de cât așa niște ruine, niște forme ale amfiteatrului, de nivelări pe acolo. Adică vedem ce găsim acum și după asta mergem la următorul obiectiv. Așezarea romană Micia, care se află pe raza localității comunei Mintia, sper că ăsta e accentul corect, e undeva în dreapta, lângă Mureș. Ce vedeți în față sunt centralele, termocentralele de la Mintia. Deci, domnul de acolo tocmai mi-a dat un pont și mi-a spus că de fapt aici e castrul. Care eu, asta e calea de acces cea mai rapidă către castru. Iar eu eram în stare să iau la drum toate ierburile. Așa, aici sunt ierburi mari, dar hai să vedem așa. Calea ferată. Hai să mergem în față. Hai că m-am întors de unde am venit, pentru că aia a fost calea greșită. Deci, hai în dreapta. L-am găsit. Intuiția. Aici în față cred că e amfiteatru. Mă duc să citesc pe panoul ăla informativ. Sau cam seamănă. Micia a constituit unul dintre cele mai însemnate centre ale Daciei romane. Ansamblul locuirii de aici, compunându-se dintr-o fortificație patrulateră constituită încă din timpul lui Traian.